Bună ziua, dragi prieteni! În cadrul tutorialului de astăzi vă prezint procedura de decodare a unității CD30 de pe Opolastra H sau Vectra C. Fac acest tutorial deoarece modalitatea de decodare este specifică, este puțin diferită față de decodarea la alte unități. Deși veche și fără performanțe deosebite, această unitate este incorporată în bordul mașinii și mulți clienți doresc să nu modifice designul bordului, de aceea nu acceptă să o înlocuim cu o unitate modernă, cu calități și performanțe mai bune. În cazul în care unitatea a fost deteriorată, necesită înlocuirea cu unitate identică și ea trebuie programată pe mașină. Pentru aceasta se scoate capacul superior, demontăm unitatea optică, și avem codul stocat în EPROM 95640. La unitățile produse de grinding vom avea un EPROM 24C32. Procedura este de decodare este identică cu aceasta. Dacă în mod normal recomand să evităm utilizarea flashișorului Pomona care de multe ori ne produce neplăceri. De această dată este imperios necesar folosirea unui adaptor pentru citire în circuit. Îl voi folosi pe acesta, model mai recent apărut. Utilizarea lui este necesară datorită faptului că lângă EPROM sunt situate câteva resistențe micro SMD și cu siguranță dezlipirea memoriei va face ca acesta să fie pierdut. Vom trece în continuare la citirea memoriei. Bun. Voi utiliza CG100. Alegerea este aleatorie, putem utiliza CarProg, XProg, UPA. Am ales CG100 doar pentru faptul că era pe bani. Ok, save. Pentru decodare vom utiliza acest program. Vedem că el poate decoda atât grinding cât și blocking. De asemenea, mai are câteva funcționalități destul de interesante.
Bun, după aflarea codului, vom intra cu omul să vedem. Dacă ceea ce am ținut este corect. Ok, vedem că alfa cod este egal cu ceea ce am obținut. Cineva a încercat să ne bage de câteva ori un cod greșit. Deci, protecția anticurte încă este activă. Pentru aceasta, ar trebui ca unitatea să fie montată pe mașină, să fie pe mașina donoare, să fie pereche cu display-ul original și apoi să facem resetarea ei. Procedura este denumită popular să divorțeze unitatea față de display. În cazul în care nu avem mașină donoare, lucru destul de rar, cei de la dismembrare de obicei fie vând unitatea cu tot cu display, fie evită să reseteze unitatea înainte. Procedura clasică este rescrierea unui dump prelucrat un dump prelucrat după cel original, care să ne permită ca unitatea să nu mai fie pereche cu display-ul original și să permită programarea pe mașină. Deci să trecem la treabă. Am scris dump-ul în unitate cu ajutorul programatorului. Ok, și iată noua valoare, deci este delivery state. Cu alte cuvinte, unitatea este program, este pretabilă a fi programată pe mașină cu codul PIN al mașinii. Pentru prelucrarea dump-ului, pentru obținerea unitatea în delivery state, cei care au nevoie, cu mare plăcere, pot ajuta. Procedura este destul de complexă și nu o pot explica aici. Acesta a fost tutorialul de astăzi.
Vă mulțumesc pentru atenție. Cu bine, pe săptămâna viitoare.